În sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan din Iași a avut loc astăzi sesiunea solemnă inaugurală a simpozionului internațional Studia Theologica Doctoralia. Zeci de doctoranzi, doctori în teologie, profesori și cercetători din țară și din străinătate s-au întâlnit în capitala Moldovei pentru a participa la cea de-a 15-a ediție a evenimentului academic. La festivitate a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Simpozionul se desfășoară în perioada 8-9 mai și este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Institutul Teologic Sfântul Ioan Damaschin din Balamand, Liban, Facultatea de Teologie a Universității Karl Franzes din Graz, Austria și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Aristotel din Salonic, Grecia. La sesiunea solemnă a fost prezent și Părintele Mitropolit Teofan, care le-a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare. Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, prin școala sa doctorală, încearcă să răspundă chemării bisericii și organizează această întâlnire dedicată misiunii prin cântul liturgic. Dumnezeu, prin psaltirea împăratului David, grăiește către noi zicând: ascultă, poporul meu, și îți voi grăi ție, Israele. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei preaslăvi. Jertfa de laudă mă va slăvi, zice Domnul, și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Psalmul 49. Care este așadar calea? Dumnezeu prin psaltire ne spune: calea este jertfa de laudă. Aici își găsește omul mântuirea, adică izvor de inspirație pentru o viață frumoasă pe pământ și dobândirea vieții celei fericite în veșnicia împărăției lui Dumnezeu. Întâlnirea organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași reprezintă unul dintre cele mai mari și importante evenimente științifice din țară, dedicate doctoranzilor. Vă adresăm urarea: bine ați venit sau ați revenit la Iași, dorindu-vă să vă întoarceți la casele domniilor voastre, la finele evenimentului, îmbogățiți spiritual și teologic și cu dorința de a reveni la Iași. Simpozionul din anul acesta este dedicat anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești în Patriarhia Română. Iar comunicările științifice vor gravita în jurul temei de la teologia rostită la cântul teologic, misiunea doxologică a cercetării teologice astăzi. Ideea care a stat la baza alegerii temei stă în credința noastră că adevărata teologie, exprimată în scris, verbal sau prin cântare liturgică, este mântuitoare pentru noi atunci când ea îl laudă pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi. Evenimentul academic a luat ființă din dorința doctoranzilor teologi ieșeni de a se întâlni într-un cadru științific pentru a expune și a dezbate în fața colegilor rezultatele cercetărilor lor.